Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la retrospectiva știrilor săptămânii. Sunt Delia Chereche și vedem împreună care au fost principalele evenimente din ultimele 7 zile. Săptămâna a început în forță, mai ales pentru polițiști care au reușit să prindă șoferul fugar ce a accidentat mortal un pieton la Petelea. Tot în această săptămână am aflat cât de conștiincioși sunt reghinenii la capitolul taxe și impozite, dar și despre modificările rutiere care nu au încă norme de aplicare. În timp ce unii se plâng de acest lucru, alții plătesc deja impozitele, iar alții fură energie electrică. Despre toate acestea și încă mult mai multe ați aflat săptămâna trecută din jurnalele noastre. Vom trece acum în revistă așadar cele mai importante aspecte ale săptămânii trecute. Începe esențialul de reghin. Cercetările polițiștilor reghineni au dat rezultat în cazul pietonului de 50 de ani, accidentat mortal în comuna Petelea. Luni vă spuneam că oamenii legii au dat de urma șoferului care și-a recunoscut faptele. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani din localitate care se căiește acum. Ancheta în acest caz continuă cu învinuitul în stare de libertate. Pentru cele două infracțiuni de ucidere din culpă și părăsirea locului faptei riscă între 2 și 7 ani de închisoare. Polițiștii reghineni au muncit pe brânci până au dat de urma șoferului fugar. Vorbim aici de accidentul rutier mortal produs miercuri noaptea pe raza comunei Petelea. Un pieton de 50 de ani și-a pierdut viața, iar mașina care l-a lovit a fost de negăsit. În weekend însă, oamenii legii au intrat pe firul întâmplării și au reușit să-l identifice pe șofer. Sâmbătă, după amiaza, în urma activităților desfășurate, prin mobilizarea, pot să spun, a întregului aparat polițienesc din zonă, s-a reușit identificarea autorului accidentului rutier, soldat cu decesul pietonului, urmat de părăsirea, fără încuvințare organelor de poliție, deci părăsirea locului. Cercetările polițiștilor au fost ajutate și de indiciile de la fața locului, care, prin intermediul metodelor specifice, i-au condus la învinuit. Acesta are 21 de ani și locuiește în Petelea. Nu are antecedente penale. Ajuns în fața oamenilor legii și a recunoscut faptele pe care a demonstrat că le regretă. Făptuitorul respectiv regretă fapta, plânge, este necăjit, supărat, dar ca învățătură de minte, indiferent de fapta comisă, mă refer la cele de la circulația rutieră pe drumurile publice, orice infracțiune comisă, este bine ca făptuitorul să nu părăsească locul accidentului, pentru că nu câștigă absolut nimic, are doar de pierdut. Cercetările în acest caz continuă cu suspectul în stare de libertate. Dosarul său penal cuprinde două infracțiuni grave: ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea organelor de poliție. Pentru aceste fapte, tânărul riscă între 2 și 7 ani de închisoare. Peste 51 de milioane de lei. Aceasta este suma care a intrat la bugetul local de pe urma taxelor și impozitelor de anul trecut. Așadar, putem spune că anul 2012 a fost un an bun pentru primăria Reghin. Și asta pentru că peste 90% din suma totală a fost încasată. Cei mai buni platnici sunt persoanele fizice, dar și persoanele juridice au adus la bugetul local un total de peste 6 milioane de lei. Luna ianuarie este o lună a bilanțului și a calculelor finale, astfel că a fost finalizat și anul fiscal 2012. Primăria Reghin a tras linie și a însumat încasările de anul trecut la bugetul local, iar cifrele se prezintă destul de bine. Pentru anul 2012, procentul de încasare a impozitelor și taxelor locale și al tuturor veniturilor bugetului local s-a realizat în proporție de 92,44%.
Acest procent înseamnă, de fapt, o sumă totală încasată la bugetul local de aproape 52 de milioane de lei. Dacă ne referim la taxele și impozitele pe clădiri, și aici încasările se ridică la aproximativ 83% din total. Mai exact, reghinenii au cotizat la buget cu peste 6 milioane de lei. Dintre acestea, aproape 2 milioane de lei provin de la persoane fizice, în timp ce puțin peste 4 milioane 300 de mii de lei vin de la persoanele juridice. Și impozitele pe terenuri au fost plătite de către reghineni în proporție de 84%. Mai exact, 1.300.000 de lei, din care mai bine de jumătate provin de la persoanele juridice. Cât despre mijloacele de transport, aici impozitele și taxele au fost achitate anul trecut în proporție de 78%. Și din nou, cei mai buni platnici sunt persoanele fizice. 82% dintre acestea și-au achitat dările pentru autoturisme, în timp ce doar 73% dintre cei cu personalitate juridică au cotizat la bugetul local pe acest segment. Mai mult la persoane fizice, mai puțin la persoane juridice. Deci, din nou, persoanele fizice au fost mai harnice decât cele juridice. Sunt mai conștiincioase și nu au așa sume mari de plată ca un agent economic. Cele mai bune încasări s-au dovedit a fi anul trecut la restanțe în ceea ce privește impozitul pe teren extravilan. Aici, reghinenii s-au conformat și au achitat 96% din sumă. Toate aceste cifre au fost calculate la valoarea impozitelor de anul trecut. Școală nu înseamnă doar colegi, profesori, cărți sau pauze. Școală înseamnă și colectivitate și implicit viroze sau epidemii. Cabinetele școlare din Reghin s-au confruntat și în acest început de semestru cu diverse cazuri de infecții specifice sezonului. Vestea bună este că deocamdată nu putem vorbi de nicio epidemie. Ba mai mult, de săptămâna viitoare vor începe și vaccinările împotriva rubeolei, rujeolei și oreonului pentru copiii de clasa 1. Elevii s-au întors în bănci deja de mai bine de o săptămână. Pentru unii este o bucurie, pentru alții asta a însemnat un nou val de viroze. Întoarcerea în colectivitate a dus la îmbolnăviri specifice sezonului rece, bineînțeles coroborat și cu vremea de afară. Dar cu toate acestea, nu a fost înghesuială la cabinetele școlare. Mai mult de muncă au avut medicii de familie. Doctorii școlari însă au început triajele epidemiologice. La cabinetul școlar Petru Maior, de exemplu, peste 3.400 de copii au fost consultați. Dintre aceștia, 14 elevi din clasele primare au fost depistați cu pediculoză. În rest, cele mai frecvente cazuri remarcate au fost cele de infecții virale. De săptămâna viitoare însă, cei mici de clasa 1 vor face vaccinul împotriva rujeolei, rubeolei și oreonului. La cabinetul școlar Petru Maior sunt programați aproximativ 150 de elevi și până acum nu au fost cereri din partea părinților ca acest vaccin să nu fie făcut, iar medicii chiar îl recomandă. Vaccinele care se fac în școală sunt rapeluri, deci sunt vaccinuri care se administrează de nu știu câte ori la medicul de familie. Vezi vaccinul RRO, deci rubeolă, rujeolă, oreion, sau poliomielitic, s-a mai administrat și la medicul de familie. Sunt revaccinări pentru care organismul este învățat deja cu vaccinul respectiv. Deci reacțiile adverse sunt întâmplătoare, deci simple, de tip eritem, tumefacție, care nu trebuie să ridice părinții să-i sperie. Deși anul trecut pe vremea aceasta în școli a fost o epidemie de rubeolă, iar medicii se așteptau la un val similar și de această dată, se pare că acum nu au mai apărut astfel de cazuri. Până acum, doctorii din școli s-au confruntat doar cu cazuri de infecții specifice sezonului, dar puține la număr, și toate au fost tratate cu atenție, mai ales că liceul Petru Maior are dotările necesare. În luna decembrie, la cabinetul Petru Maior, cabinetul medical școlar, s-au efectuat lucrări de renovare, respectiv de reamenajare. S-au creat spații pentru grup sanitar, respectiv pentru deșeuri și izolator. Toate acestea cu ajutorul primăriei. Cabinetul este dotat. Comparativ cu alte școli, să spunem așa, noi chiar avem o situație foarte bună și asta tot datorită primăriei. Până acum, la cabinetul școlar din incinta liceului Petru Maior au fost tratate doar cazuri ușoare. Medicii de aici nu au fost nevoiți să intervină în situații mai grave și cu atât mai puțin la cazuri de agresiune sau violență.
Avem modificări la codul rutier, dar nu există norme de aplicare, deși se știa despre introducerea lor încă de anul trecut. Ca urmare, cei mai afectați sunt posesorii de mopede care fie au achitat taxele pentru obținerea atestatului și nu-l mai pot da, fie nu pot încă da examenul pentru permis. Lipsa normelor de aplicare face ca modalitatea de obținere a avizelor medicale să nu fie clară. Din 19 ianuarie au intrat în vigoare modificări la codul rutier. Legea a apărut după ce a fost dezbătută încă din anul trecut și se știa despre modificările care sunt aduse, dar încă nu au apărut normele pentru punerea în aplicare a unor articole din lege. Instructorii auto din Reghin consideră că autoritățile române au fost din nou luate pe nepregătite, deși au avut timp suficient să pună totul la punct. Problema este că această directivă a Uniunii Europene, care este din 2006 dată, cu punere în aplicare 19 ianuarie 2013, deci Uniunea Europeană a dat timp, 7 ani aproximativ, tuturor țărilor să-și armonizeze legislația, pe noi ne-a cam luat prin surprindere. Dovadă că nici acum nu sunt norme de aplicare ale acestei legi. Cei mai afectați par să fie posesorii de mopede, care nu sunt puțini. Aceștia pot deocamdată doar să se uite la vehicule, nici de cum să le folosească până nu-și obțin permisul de conducere. Dar în momentul de față, școlile de șoferi nu pot organiza concursuri pentru mopede, întrucât au primit ordine să stopeze orice curs pentru obținerea permisului la categoria A. Ca urmare, cei care au făcut deja demersuri pentru obținerea atestatului pierd acum bani și timp. Până în ianuarie au fost lăsați să se înscrie candidați pentru categoria C și D, care încă nu au vârsta, dar care după aceea nu au mai putut să dea examen. Sau au dat un examen și dacă au fost respinși la sală, după data de 19 nu mai pot să obțină categoria pentru care s-au înscris, pentru C, numai pentru C1, sub categorie, pentru care nu s-au înscris ei, de fapt. Pe de altă parte, instructorii auto-reghineni consideră că modificările aduse codului rutier sunt binevenite și ar fi trebuit adoptate de mai mult timp. Este o modificare binevenită, mai ales la categoriile mari, unde a crescut vârsta la care se poate obține un permis, ceea ce înseamnă implicit și o mai mare experiență. Respectiv, la categoria C, acum este vârsta la care se poate da examen, este de 21 de ani, iar la categoria D, unde este transportul de persoane, vârsta la care se poate da examen acum este de 24 de ani. În plus, este bine și pentru mopede, care până acum făceau doar un curs, iar acum trebuie să dea și acum trebuie să dea examen și să obțină un permis de conducere, ceea ce înseamnă mai mare siguranță pe șosele. Dar de la modificări și până să fie aplicate, va mai trece timp. Din păcate, o nebuloasă este încă și modalitatea prin care se vor obține avizele medicale, dar care s-ar putea clarifica prin normele de aplicare. O variantă ar fi ca medicul de familie să elibereze actele și să nu se mai facă vizite la mai multe cabinete medicale de specialitate. Rămâne însă de văzut cum se va proceda. Disperarea îi împinge pe unii până la furt de utilități. Pierderile înregistrate pe rețeaua de energie electrică în zona Reghin i-au pus pe gânduri pe reprezentanții companiei Electrica. Drept urmare, aceștia au apelat la jandarmi pentru a face verificări în teren. V-am relatat miercuri despre cele 15 persoane din Petelia și Hodac care sunt suspectate că s-au racordat ilegal la rețeaua de curent. Persoanele în cauză se vor alege cu acte premergătoare dosarului penal pentru furt calificat. Furtul de energie electrică a intrat în atenția distribuitorului zonal în acest debut de an. Compania Electrica realizează verificări ajutate de jandarmii reghineni. Controlele au scos la iveală mai multe familii care foloseau curent fără forme legale. În comuna Petelea am depistat 8 persoane care erau legate ilegal la rețeaua de curent. Astăzi, în urma misiunii de dimineață în Hodac, au fost în jur de 7 persoane depistate cu aceeași infracțiune. Și împreună cu lucrătorii de la Electrica îi aducem la sediul jandarmeriei pentru a le face noi contracte sau, dacă este cazul, și acte premergătoare pentru infracțiunea de furt de energie electrică. Persoanele luate la întrebări și aduse la sediul jandarmeriei Reghin spun că nu știu de ce sunt bănuite și nu înțeleg de ce trebuie să dea declarații. Ce s-a întâmplat? Și au venit acolo la curent, verifice curentul. Și? Și ne-au adus aici. Ceva problemă înseamnă?
Păi eu știu ce probleme poate să fie. Se plătește acest curent pe care îl folosiți? Da, se plătește. Cum să? Cam cât plătiți pe lună? No, eu nu plătesc, eu că plătește bătrânii, maica mea. Nu aveți ce să mă întrebați că au venit azi dimineață, eu am curent de la părinți. Atât, tot. Și au zis că trebuie să-mi iau buletinul să vin la reghi. Plătim tot, care e problema? E pentru casa noastră s-au adus un stâlp anume pentru familia noastră, că vecina l-are de la drumul principal. Eu am dat curent la copiii mei, la el, nu știm când s-a ridicat casa asta nouă, dacă s-a întâmplat, noi știm că plătim legal, suntem la zi cu curentul, noi nu știm nimic, nu știm de ce ne-o lua, nu știm nimic. Atât. Cât plătiți pe lună? Și acum mi-a venit o factură de 1.240.000, am plătit și 1.700.000, am plătit și 980.000. No, când făceam mai mult, când aveam copiii la casă, că am dau fete care trăi în străinătate și când vineau ele acasă, mai consuma câte un bec, dar altfel nu. Suntem doi oameni bătrâni, nu avem, nu știm ce s-a întâmplat cu curentul. Aceste acțiuni vor continua pe toată raza județului Mureș de acum încolo, pentru că fenomenul este destul de amplu din informațiile pe care le avem de la cei de la ei. Plata impozitului local este o prioritate pentru mulți dintre reghineni. Dovadă stau cozile zilnice create la ghișeu. Achitând până la 31 martie, putem beneficia de o reducere de 10%, presimțind astfel mai puțin majorarea cu 16% a impozitului. Persoanele juridice sunt și ele avantajate, deoarece administrația locală a menținut impozitul la limita minimă posibilă. În prima lună din an, pentru mulți dintre noi, este prioritatea achitarea impozitului local. Asta cu atât mai mult cu cât astfel beneficiem și de o reducere. Așa se face că zilnic la casieria primăriei se formează cozi. Chiar dacă am întârziat încasarea taxelor cu 10 zile, numai din 10 ianuarie am început să încasăm impozitele și taxele anuale și curente. Până atunci am încasat doar restanțele din anii precedenți și amenziile. Cetățenii sunt foarte, foarte ordonați și foarte conștiincioși, vin la caseria primăriei municipiului Reghin, avem încasări substanțiale, le mulțumesc, am încercat să plătim facturile restante. Anul 2013 a adus la Reghin o majorare a impozitelor locale impusă prin hotărâre de guvern. Administrația locală a analizat situația și a decis să crească valorile până la limita minimă posibilă. Și tot pentru a veni în sprijinul cetățenilor, bonificația acordată celor care achită integral sumele în primul trimestru al anului să fie de 10%. Un motiv în plus pentru reghineni să se grăbească. Cetățenii noștri sunt extraordinar de conștiincioși și vin în grup mare să-și plătească datoriile la începutul anului și respectă termenele date de lege și poate că au și de câștigat, pentru că prin hotărâre de Consiliu am mărit bonificația la limita maximă. Până anul trecut a fost 5%, iar pentru că anul acesta a trebuit să aplicăm indexarea impozitelor și a taxelor, nefăcând-o în ultimii 3 ani, anul acesta am fost obligați de 16%, am considerat că ar trebui să venim în ajutorul lor și am mărit bonificația la 10%. Primarul Maria Precup a subliniat că majorarea este neglijabilă pentru bugetul familiei, dar se va resimți în bugetul local. În plus, administrația locală ar fi avut de pierdut dacă nu aplica creșterea impusă de guvern. Suma este neglijabilă și pentru bugetul local era imperios necesară să o facem pentru a nu fi penalizați cu 16% la cotele defalcate pe care le primim din bugetul republican și care s-ar fi ridicat la peste 20 de miliarde de lei, sume pe care nu le-am fi primit în cazul în care am fi considerat că bugetul local se poate descurca și fără aplicarea indexării taxelor și impozitelor locale. Și persoanele juridice au fost în atenția edililor locali atunci când s-au stabilit tarifele și pentru a-i ajuta, valorile au fost păstrate la limita minimă admisă. Niciodată agenții economici nu au beneficiat de această bonificație, oricum ei foarte puțin sunt cei care își plătesc până în 31 ianuarie obligațiile fiscale ca să poată beneficia de această bonificație, dar vreau să-i asigur și să le spun că nivelul minim
se aplică și se va aplica în continuare, că este o marjă minim-maxim la impozitul taxe locale și la agenții economici, totdeauna mergem la nivelul minim, iar la impozitul de clădiri nu s-a aplicat nici indexarea. Deci nu aveam ce bonificații să le acordăm din moment ce nu au fost modificate aceste taxe față de anii precedenți. Totodată, primarul a precizat că în aceste zile se lucrează la planificarea plății obligațiilor fiscale pentru sistemul de învățământ, unde nu era asigurată sursa integral pentru acoperirea acestor obligații fiscale. Nu trebuie uitat că bugetul local are de suportat reîntregirea salariilor bugetarilor, care duce automat la creșterea obligațiilor fiscale. A suferit de o boală rară pe care a învins-o datorită credinței sale, a stilului de viață sănătos, dar și mulțumită nouă celor care am contribuit financiar la realizarea transplantului de ficat. Vorbim de reghineanul Claudiu Giurgiu, zis și Giucă, în vârstă de 40 de ani. Acesta a supraviețuit unei experiențe cumplite și nu i-a uitat niciodată pe cei care au fost alături de el. Ca răsplată, își dedică acum viața educației medicale pe care o împărtășește tuturor. V-am prezentat un reportaj pe această temă în Jurnalul de Miercuri și acum vă invit să-l revedem împreună. Așa arată astăzi Claudiu Giurgiu, reghineanul de 40 de ani, care în urmă cu 6 ani a suferit o boală rară a ficatului. Întreaga comunitate locală a aflat atunci că unul dintre practicanții culturismului din Reghin a căzut pradă unei afecțiuni necruțătoare. Puțini înțelegeau despre ce este vorba, dar auzeau că tânărul poate fi ajutat în străinătate. Mai exact în 2005 m-am îmbolnăvit. Era vorba de un chist hidatic, deci popular se spune un fir de păr de câine sau pisică, dar de fapt acolo fiind vorba de microb. Deci după o viață ordonată în care am făcut sport, eram de fapt în, dacă pot să spui așa, pionierii culturismului în orașul Reghin. A apărut o problemă de sănătate, asta a degenerat în așa fel că astăzi, în urma a 7 operații chirurgicale, plus ce mai era, vreo 12 anestezii așa în total. Ați făcut și un transplant? Da, un transplant de ficat care avea loc pe... în 2007. Experiența lui Claudiu a fost unul din acele momente în care reghinenii au demonstrat că știu solidariza și că împreună pot face minuni. Familia tânărului a acceptat ajutor din partea tuturor celor care au dorit să se implice. Acțiunile unora, precum Vasile Gliga și Gabi Toncean, nu vor fi nici când uitate. Ne-a rămas în amintire și meciul caritabil între Gloria Bistrița și echipa de aur a României, dedicat colectării de fonduri pentru operațiile de care avea nevoie Claudiu. Acum am o ocazie așa deosebită, n-am putut să mulțumesc niciodată la toți oamenii din Reghin care atunci au contribuit. Au fost multe acțiuni, probabil alții au contribuit și nici n-au știut pe cine au ajutat. Claudiu se simte astăzi foarte bine. Consideră că a primit a doua șansă și e rândul lui să-i ajute pe cei din jur. După tot ce a trăit și a văzut prin spitale, a înțeles cât de importantă este alimentația pentru sănătate, iar acum își dedică tot timpul promovării regulilor elementare pentru o viață sănătoasă. Am învățat lucrurile elementare în ceea ce privește prevenția. Am văzut în spital de multe ori oameni care... n-au educație în direcția asta. Și am fost în repetate rânduri, am făcut și un curs de educator public de sănătate. Astăzi, și în oraș, am avut de câteva ori cluburi de sănătate, pe o perioadă așa de 5-6 luni. Și m-am bucurat, îi ajut pe oameni în localitățile din jur, mai sunt. Și plus, mai am vecini. Vecinii mei trăiesc mai bine de când mă cunosc pe mine. Concepția de viață a lui Claudiu este simplă și se rezumă la alimentația de bază a strămoșilor noștri. În opinia sa, trebuie să credem că regimul sănătos de viață ne va ajuta inclusiv să trecem mai ușor peste o boală. Deci poți să mănânci sănătos, poți să faci tot, te îmbolnăvești, dar ai șanse să te vindeci destul de repede. Vă dați seama, sunt boli care avansează în noi, în corpul nostru, 20 de ani și habar n-ai. Și spui că ești foarte sănătos, ești foarte bine și stilul tău de viață e total greșit. Și uite, poți ajunge așa la un barem, la un timp, când nu mai poți să te întorci. Nimic nu este însă posibil fără Dumnezeu, mai consideră Claudiu.
Dar mai multe despre rețeta care i-a dat șansa la o nouă viață veți afla în emisiunea Reghin Exclusiv, difuzată la Dareghin TV, duminică de la ora 21:30. Veta Biriș, Leontina Pop, Mihaela și Ciprian Istrate, Anca Branea Neamțu. Aceștia au fost invitații de seamă, alături de care au sărbătorit reghinenii Unirea Principatelor. Spectacolul aniversar, organizat de Primăria Reghin, a avut loc joi de la ora 17 la Casa de Cultură Eugen Nicoară și a fost transmis în direct de Dareghin TV. Bucurie mare la Reghin de ziua Unirii Principatelor. Primăria a marcat aniversarea printr-un spectacol de muzică populară și tradițională horă. Am chemat artiști de valoare, am înțeles că sala este plină, încă n-am putut să intru și le mulțumesc celor care au venit. Va fi un spectacol minunat care se va termina cu Hora Unirii între cele două parcuri și le spun la toți românii din Reghin și de peste tot la mulți ani de ziua Unirii. Credeți că trăim cu aceeași intensitate 24 ianuarie sau ar trebui să-l trăim cu o intensitate mărită? Eu cred că îl trăim cu o foarte mare intensitate, pentru că îmi amintesc când am fost prima mea legislatură viceprimar și veneam la 24 ianuarie și 1 decembrie și era sala 2-3 rânduri ocupate și acum nu încăpem în sală și mă gândesc foarte serios ce ne facem dacă crește numărul spectatorilor, celor care vreau să trăiască alături de noi acest eveniment, și mă bucur pentru acest lucru. Veta Biriș, Leontina Pop, Mihaela și Ciprian Istrate, Anca Branea Neamțu. Aceștia au fost invitații de seamă ai spectacolului și cei care au adus bucurie în sufletul spectatorilor datorită cântecelor patriotice intonate. Să știți că eu am făcut un efort foarte mare. Vin de la Iași. De dimineață am fost la Iași și am dus acolo cântecul nostru de pe Târnavă, cântecul nostru din Alba Iulia, de acolo, din locuri încărcate de istorie, de legendă și de acolo, și binecuvântate de Dumnezeu. Și sunt mândră și bucuroasă că pot să duc cântecul nostru de aici, din zonă, să-l cunoască toată țara. Vin cu atâta drag aici la Reghin de fiecare dată, pentru că îi iubesc pe reghineni, că și eu m-au iubit atunci când eu am început să cânt, m-au primit tare frumos și am să uit toată viața mea. Mă bucur nespus de mult să pot să le cânt din nou reghinenilor. Suntem însoțiți de un grup vocal al jandarmeriei, sunt colegii soțului meu, Ciprian Istrate, care, bineînțeles că nu are cum să nu fie frumos, pentru că sunt niște voci bărbătești, voci puternice și la cântecele patriotice altceva nu trebuie decât voce și puternică să fie. Eu cred că e momentul în care fiecare dintre noi ar trebui să încercăm să fim mai buni, să spunem tuturor că suntem români, să ne mândrim cu acest lucru, nu numai când este 1 decembrie și 24 ianuarie, pentru că, dacă stau bine să mă gândesc, din punctul meu de vedere, nu există o altă țară mai frumoasă pe pământul ăsta decât țara mea, România. Și eu sunt chiar mândru că sunt român. Extraordinar, n-am cuvinte. Pentru mine, scena este ca un altar. Iar publicul îmi dă energie să merg mai departe, asta fac de 35 de ani. Mulțumesc și pe această cale primăriei, doamne primar Precup, consilierilor locali, pentru că niciodată nu-i târziu. După 35 de ani, Leontina Pop a avut un recital la Reghin. Le mulțumesc tuturor pentru aplauze, pentru că pentru ei, pentru Valea Gurghiului, pentru oameni, pentru ardelenii mei, pentru românașii mei, cânt și poate asta fac eu cel mai bine. O priceasnă, o colindă, o doină sau un cântec de joc. Mândru-i bracul și stelar, punem umăr lui cu noi, n-ofi cu o vrea dușmanul, o mai prinsi cu vrema noi, n-ofi cu o vrea dușmanii, o mai. La finalul spectacolului, reghinenii au fost invitați în aer liber între parcuri, unde s-a întins hora. Un bărbat din Solovăstru de 51 de ani a fost lovit de tren vineri dimineață în comuna Brâncovenești. Victima se pare că era sub influența băuturilor alcoolice, iar martorii spun că ședea pe marginea șinelor de tren.
Conductorul marfarului l-a văzut prea târziu și nu a mai putut face nimic. Bărbatul a fost lovit la cap de scara vagonului, dar a rămas conștient și a fost transportat de urgență la Târgu Mureș. Bărbatul stătea pe marginea căii ferate în zona bisericii din Brâncovănești. Nimeni nu știe ce căuta omul acolo, dimineață, în zăpadă, șezând lângă șinele de tren. Ghinionul a făcut ca la acea oră să treacă marfarul. Conductorul trenului l-a văzut pe bărbat, dar nu a mai apucat să frâneze, astfel că scara unui vagon l-a lovit exact în cap. Oamenii din sat au auzit strigătele și au venit în grabă să vadă ce s-a întâmplat. Am auzit și eu că ăsta și-am văzut trenul și-am venit în coace și e lovit cu scara, deci e conștient, s-a spus numele. Conductorul trenului a sunat de urgență la 112, iar un echipaj smurt de la Reghin a ajuns imediat la fața locului. Zăpada și vremea nefavorabilă au îngreunat munca paramedicilor. Pacient în vârstă de 50 de ani, victima unui accident feroviar, găsit într-un Glasgow de 15, după care pacientul a fost intubat și adus în serviciu de urgență. Aici, după investigație, este un politraumatism sever, cu un TCC grav, cu un traumatism toracic, va trebui preluat pe secția de terapie intensivă. Prognosticul lui este rezervat. Un miracol a făcut ca bărbatul să supraviețuiască. Când a ajuns salvarea, era conștient, dar cu un puternic traumatism craniocerebral. Medicii i-au acordat primul ajutor, după care bărbatul a fost transportat la Târgu Mureș pentru investigații amănunțite. Momentan, starea victimei este incertă și asta cu atât mai mult cu cât bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, fapt ce îngreunează munca celor care încearcă să-i salveze viața. Probabil alcoolul este și una dintre explicațiile pentru care victima stătea pe marginea căii ferate într-un viscol de nedescris. Trenul marfar a fost oprit pe șine pentru mai bine de jumătate de oră, dar traficul feroviar nu a fost perturbat. Stai liniștit! Iarna i-a luat pe nepregătite. Această expresie devenită deja celebră nu se potrivește Reghinului. Și asta pentru că, deși a nins abundent la mijlocul acestei săptămâni, drumurile din oraș au fost curățate la timp. Mașinile de dezăpezire au fost în permanență la datorie și au împrăștiat 10 de tone de material antiderapant. Drumarii au intervenit prima oară pe drumurile principale, ajungând ulterior și pe străzile lăturalnice. Zăpada abundentă din această dimineață nu a afectat traficul din Reghin. Deși autoritățile județene au intrat în alertă, la Reghin drumarii și-au făcut treaba încă de la primii fulgi de nea. În jurul amiezii ninsoarea s-a mai potolit, astfel că utilajele de dezăpezire au reușit să curețe complet drumurile din oraș. La orele amiezii, majoritatea drumurilor din Reghin arată impecabil și asta pentru că încă de dimineață, de la ora 4, drumarii au fost la datorie. Numai de pe o singură mașină, până la această oră, au fost aruncate aproximativ 40 de tone de material antiderapant. Astăzi au ieșit la lucru 3 mașini de dezăpezire cu lamă și material antiderapant. 10 de tone de sare și nisip au fost aruncate pe toate străzile din oraș. Păi erau parțial umede, parțial unde erau mai... sufla vântul acolo, deja se vedea că se depune. Și ați aruncat și material? Am aruncat prima mașină, am aruncat fără lamă. După aceea am pus lamă. În Reghin a început să ningă în jurul orei 3 azi noapte, iar de atunci mașinile de dezăpezire lucrează în permanență. Iar comandamentul de iarnă va sta în așteptare să intervină în orice moment, dacă va mai fi nevoie. Industria reghiniană a termopanelor traversează cea mai lejeră perioadă a anului. În ianuarie și februarie, reghinenii nu construiesc și nici nu investesc în confortul locuințelor. Așa că angajații din domeniu își fac concediile, iar administratorii calculează cum să treacă mai ușor peste acest sezon slab în încasări. Dacă este ianuarie, se face pauză și în industria producătoare de ferestre și uși termopan. Firmele reghinene au încasări slabe în primele două luni ale anului, din cauza temperaturilor scăzute, dar și a bugetelor familiale reduse. Iar dacă nu se construiește, atelierele de tâmplărie PVC își trimit oamenii în vacanță, pentru că în sezonul estival va fi atât de mult de lucru încât nu se vor acorda concedii. Lunile ianuarie, februarie sunt luni mai slabe decât celelalte.
cu atât mai mult în ultimii 2 ani în care criza a afectat bugetul familiilor și lumea s-a îndreptat spre alte priorități. Dar există oameni care fac și în această perioadă, numărul este mai restrâns, normal, ne adaptăm. Ne facem concediile în această perioadă și lucrăm mai mult vara când este sezonul pentru așa ceva. Dacă nu primesc comenzi, firmele din domeniul termopanelor au timp să se pună la curent cu noile tehnologii și ofertă de produse, iar atunci când se va da startul construcțiilor, vor veni în întâmpinarea reghinenilor cu tot ce este mai nou și mai util. Geamurile nou apărute, geamuri numite 4 anotimpuri, oferă o protecție la ultraviolete, adică mobila nu se mai decolorează în același ritm sau covoare, tot ce este în locuință nu se mai decolorează. Sub acțiunea razelor ultraviolete, confort fonic, deci aceste geamuri când sunt închise nu se mai aude efectiv zgomotul de afară. Și cred că sunt suficiente motive ca lumea să opteze pentru aceste geamuri și uși. În ciuda perioadelor cu încasări slabe, firmele recunoscute pentru calitate și seriozitate rezistă bine pe piața locală. Un avantaj pe care îl fructifică este diversitatea producției și deci posibilitatea de a le oferi clienților o gamă largă de obiecte foarte utile. Nu știu dacă există o preferință anume pentru culoare sau pentru tip de profil. Cum spuneam, lumea caută doar calitate. Deci cei care vin la noi caută calitate. Lumea face, diversitatea este mare și lumea optează pentru toată gama care oferim. Plase de insecte, pervaze, ferestre, uși, uși interioare, compartimentări. Deci nu alege lumea, nu are o preferință. Aici e vorba de utilitate. Firmele de profil nu-și fac probleme în privința concurenței și nici a criticilor care se aduc de către unii sistemelor termopan. Reprezentanții societăților sunt convinși că avantajele oferite de produse și calitatea îi vor menține pe piață încă mulți ani de acum înainte. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost retrospectiva știrilor din săptămâna care tocmai s-a încheiat. Sunt Delia Chereche și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!